În fiecare zi de miercuri, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Giurgiu reactualizează oferta locurilor de muncă transmise prin rețeaua EURES. Așadar, giurgiuvenii ju fără serviciu sau cei care sunt interesați de un loc de muncă în străinătate au la dispoziție nu mai puțin de 1400 de joburi disponibile în spațiul Uniunii Europene. Spre exemplu, cei care cunosc limba engleză și au împlinit deja vârsta majoratului se pot orienta către unul din cele 430 de posturi disponibile în Danemarca. Se caută muncitori în domeniul agriculturii cu legături de căpșuni și de mazere. Se știe că Marea Britanie este în permanență dispusă să recruteze personal din alte țări. Așa că în această perioadă sunt valabile 346 de locuri de muncă pentru îngrijitori persoane, infirmieri, asistenți medicali și șoferi profesioniști. Pe de altă parte, tineri interesați să lucreze ca și tehnici, însoțitori de zbor orca stewards pot consulta oferta de muncă afișată și pe site-ul AJOFM Giurgiu. Irlandezii sunt gata oricând să-i angajeze și să-l ofere un salariu atractiv numai dacă vorbesc foarte bine limba engleză. Germania oferă 125 de joburi disponibile pentru asistenți manageri, barmani, ospătari, bucătari, brutari, electricieni, poștași și mecanici. Suedia și Slovacia au în oferta lor aproape 100 de posturi pentru șoferi, mecanici, vopsitori auto, femei de serviciu, infirmieri și îngrijitori. Belgia, Polonia, Norvegia, Ungaria și Spania le oferă românilor posibilitatea de a ocupa unul din cele 15 locuri de muncă vacante. Este vorba despre cei care au studii superioare și care se pricep în domeniul IT sau în ingineria industrială, chimică și biologică. Informații suplimentare se pot obține de la Consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu sau direct la sediul AGFM Giurgiu.